două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dăm pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în berșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Proverbe 30, versetele 7 la 9 Imaginați-vă cum ar fi dacă ar fi posibil să sabotăm toate indicatoarele de pe autostradă. Să nu mai rămână niciunul. Vă imaginați câte mii de oameni ar muri dacă semnele care arată cu grijă care sunt locurile periculoase n-ar mai fi acolo? Ideea este că atunci când pericolul este marcat bine, nu trebuie să te oprești și să te întorci înapoi, nici nu trebuie să conduci încordat și fricos. Pentru că locurile periculoase sunt marcate. Dacă urmărești semnele cu atenție și conduci cu oarecare grijă relaxată, posibilitatea unui accident va fi redusă la minim. Dar dacă nu dai atenție indicatoarelor, dacă indicatoarele sunt îndepărtate, pericolul se multiplică substanțial. A ignora sau a îndepărta marcajele de pe autostradă. Înseamnă să faci un deserviciu periculos poporului lui Dumnezeu. Când un om se ridică și zice cred în Biblie, și după aceea ignoră învățătura Bibliei în precizările ei punctuale, el respinge de fapt cuvântul mult mai insidios decât necredința pe față. Toți suntem susceptibili să facem asta. Eu sunt susceptibil să fac asta și mă rog să nu o fac niciodată: să fiu înțelept și să nu o fac. Oamenii bine intenționați, fără intenția de a ignora scripturile, le ignoră. Ignoră primejdile de pe calea creștină, îndepărtând astfel indicatoarele de pe autostradă. Este o remarcă solemnă, serioasă, că istoria umanității, a națiunilor și a bisericilor, arată că ne încredem în Dumnezeu, de regulă, când nu avem altceva în ce să ne încredem. Creștinul trebuie să fie realist. Adică să se bazeze pe fapte așa cum sunt, nu să le răstălmăcească sau să inventeze. Este un fapt simplu că istoria omului, a lui Israel, a bisericii, a națiunilor și a bisericilor individuale, arată că ne încredem în Dumnezeu numai în ultimă instanță. Tendința este să ne încredem în Dumnezeu numai când nu mai avem altceva în care să ne încredem. De îndată ce apar alte lucruri în care ne-am putea încrede, ne întoarcem de la Dumnezeu către acestea și apoi ne scuzăm cu elocvență spunând că nu ne încredem în ele, ci în Dumnezeu. Israeliții au folosit tocmai prosperitatea pe care le-a dat-o Dumnezeu ca piatră de poticnire. În Deuteronom 32, de la versetul 17, citim următoarele. Au adus jerfe dracilor, unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau, Dumnezei noi veniți de curând, de care nu se temuseră părinții voștri. Ai părăsit stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Domnul a văzut lucrul acesta și s-a mâniat. S-a supărat pe fiii și pe fiicele lui. El a zis, îmi voi ascunde fața de ei și voi vedea care le va fi sfârșitul, căci sunt un neam stricat, sunt niște copii necredincioși. Stricat înseamnă sfidător, nerușinat, cu grumazul țeapăn, de aramă, copii în care nu este credință. Acești oameni ar fi făcut o apologie locventă a acestor dumnezei. Ar fi fost articole în reviste, cărți și comitete de inițiativă. O fi fost o puternică propagandă în favoarea noului și a faptului că nu trebuie să pierdem ocazia. Când ajungem la Noul Testament, ne gândim că poate omenirea s-o fi schimbat în sutele de ani care au trecut din anul 1450 înainte de Hristos și până în jurul anului 50 după Hristos. În acești 1500 de ani, Hristos a venit, a murit, s-a înălțat la Tatăl, a trimis Duhul Sfânt și s-a format biserica. Dar observați cuvintele Domnului adresate bisericii din Laodicea și scrise de Apostolul Ioan. Îngerul bisericii din Laodicea scrie Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat. Începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Apocalipsa 3, versetele 14 la 18 În caz că crezi că acest mesaj este sever, aduți aminte că Hristos a spus Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Versetele 19 și 20 Aceasta e condiția jalnică a bisericii prospere din zilele din urmă cu puzderie de bunuri și clădiri frumoase, dar cu mântuitorul afară, încercând să intre. În Evanghelia lui Luca îl găsim pe bogatul nebun care a spus, Iată ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a spus, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Luca 12, de la 18 la 20. Întreaga Biblie ne învață că belșugul, oricât de just ar fi dobândit, constituie o mare primejdie. După ce s-a înființat societatea metodistă și s-au răspândit în toată lumea, au crescut în număr, John Wesley a admis. Noi suntem într-un paradox special. Noi, societatea metodistă. Am observat că de îndată ce un grup de oameni se întâlnesc la oaltă, formează o societate, subscriu la doctrinele Noului Testament și își aliniază viața cu adevărul ei, devin onești, modești, economi, harnici, integri și pricepuți. Ca rezultat, adună bani. De îndată ce adună niște bani, încep să se încreadă în ei de îndată ce încep să se încreadă în banii lor, încetează să mai fie sfinți și spirituali, harnici, onești, buni, așa că alunecă și intră într-un cerc vicios. Aceasta e calea îmbogățirii. Când ajungi bogat, ai tendința să deraiezi de pe cale. Iată cercul vicios. Ce vom face? Să vedem ce spune John Wesley. El nu s-a lăsat înfrânt de un cerc vicios. Iată ce a spus el. Am răspunsul. Fii cinstit, sfânt, harnic, econom, obține tot ce poți, apoi dăruiește totul. Și în felul acesta nu vei derapa niciodată. Câștigă cât poți, economisește cât poți, dăruiește cât poți. Și John Wesley exact așa a făcut. Bogăția Angliei de i s-ar fi așternut la picioare, cel puțin oamenii obișnuiți și-ar fi pus banii la picioarele lui. Dar la moartea sa a avut asupra sa doar 28 de lire, aproximativ 130 de dolari, după o viață întreagă. A trăit 83 de ani și a murit având doar 130 de dolari. N-a trebuit să-și facă un testament. A costat mai mult în mormântarea sa decât averea sa. Să te obișnuiești cu bogăția e mortal. Dacă nu știi ce să faci cu ea. Niciun băiat nu devine atât de arogant și nesăbuit ca unul care s-a îmbogățit de curând. Nici o fată nu devine mai sălbatică și extravagantă ca fata din marile orașe care câștigă foarte bine. Nu spun că întotdeauna se întâmplă așa, dar tentația există. De-a lungul anilor am văzut tineri care, în liceu sau colegiu, s-au străduit, au muncit, s-au chinuit, s-au rugat, L-au iubit pe Dumnezeu și s-au descurcat cu puțin. Apoi, au întâlnit o fată, care avea aceeași experiență de luptă pentru supraviețuire, muncind ore suplimentare pentru a putea continua și a se descurca cu cele de acasă. Ea avea puțin, el avea puțin, și s-au întâlnit și s-au căsătorit. Apoi, au terminat școala, s-au stabilit undeva, au obținut servicii bune și și-au folosit inteligența creștină sfințită ca să obțină o poziție bună. Curând, au început să curgă banii cu grămada. S-au mutat într-o casă mai frumoasă și au cumpărat o mașină mai mare, un televizor mai mare și un model mai nou din toate. Au început să vină mai rar pe la cor, tot mai rar și pe la orele de rugăciune, apoi au început să facă excursii și concedii, apoi altele tot mai lungi. Nu peste mult timp au alunecat în rătăcire. Prosperitatea este periculoasă pentru un creștin. Cum să te descurci cu prosperitatea? Ce e de făcut? Vrei să spui că dorești ca toți creștinii să fie săraci? Dacă toți ar fi săraci, cum am putea menține misionarii în câmpul de misiune? Cum am putea promova editurile creștine? Cum am putea scoate cărți pentru public? Cum am putea menține școlile creștine în funcțiune? Cum am putea finanța lucrarea lui Dumnezeu ca să trimitem misionari, să ținem posturile de radio și editurile în funcțiune? Cum am putea face asta? Nu. Nu e voia lui Dumnezeu ca poporul său să fie alcătuit din săraci. Voia lui Dumnezeu este ca poporul său să fie prosper, dar să știe ce să facă cu prosperitatea. Vă dau trei reguli de administrare a prosperității. 1. Mulțumește lui Dumnezeu cu reverență. Niciodată să nu primești o mărire de salariu pentru care să nu mulțumești cu reverență lui Dumnezeu, recunoscând că sursa acestora este la Tatăl Luminii, de la care vine orice dar bun și desăvârșit. 2. Împărtășește cu generozitate. Dacă nu dai și altora cu generozitate, sufletul și duhul tău va începe să se strice, să ruginească. Cu cât e mai mare contul la bancă, cu atât e mai mică inima dacă nu împarți altora cu generozitate, ca inima ta să se simtă bine și Dumnezeu să fie mulțumit. 3. Să umbli circunspect, adică precaut, prudent. Dacă ai din belșug, mulțumește lui Dumnezeu cu reverență, împarte altora cu generozitate și umblă cu prudență și luați seama la voi înșivă vă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Luca 21 cu 34 Acest verset vorbește despre prosperitate. Inimile să vi se îngreuieze cu îmbuibare înseamnă mâncare și băutură excesivă. Îngrijorările vieții acestea înseamnă că omul, cu cât e mai sărac, cu atât are mai puține îngrijorări. Și cu cât are mai multe, cu atât are mai multe îngrijorări. Dacă permite inimii să se îngreuneze cu aceste lucruri pământești, ziua Domnului va veni peste el fără veste. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți locuitorii pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Luca 21, versetul 35 și 36. Îndemnul urgent este să fim vegheatori, ca nu cumva prosperitatea cu excesele ei, îmbuibările, bețiile și îngrijorările vieții acestea să ne prindă nepregătiți în ziua aceea, să nu fim prinși ca animalele în laț când va veni Domnul. Trebuie să ne rugăm ca să fim vrednici să scăpăm de aceste lucruri și să stăm înaintea Fiului omului. Să ne uităm acum la pericolul adversităților. E un adevăr banal, dar nu numai prosperitatea e periculoasă, ci și adversitățile. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dăm pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Proverbe 30, versetul 8 și 9 acesta este un verset practic și înțelept din Vechiul Testament. Adversitate înseamnă deficit financiar sau nenorocire fizică. Perioada de regres financiar este exact opusul prosperității și totuși este periculoasă, în special când urmează după prosperitate. Unii oameni sunt de obicei într-o criză financiară așa încât se numesc faliți, fără să fie avut vreodată o referință a prosperității. Dar dacă ai fost cândva prosper și apoi ai trăit un regres financiar, e un pericol, pentru că te prinde moale. În comparație cu părinții noștri, suntem cam moi, doctorul Samuel Johnson a spus. Păzește-te de sărăcie. Oricât ai avea, cheltuiește puțin. Sărăcia este un mare dușman al fericirii omenești. Cu siguranță distruge libertatea, face anumite virtuți impracticabile, iar pe altele, dificile. Prea multă sărăcie te va dobori, te va îmbolnăvi, te va slăbi și te va îmbătrâni înainte de vreme. Dacă ai prosperitate și apoi dai faliment, e foarte probabil să te doboare, pentru că te ai înmuiat. Prea multă prosperitate te înmoaie. Să pierzi dintr-o dată bunăstarea înseamnă foarte probabil să pierzi stânca de sub picioare și să cazi în panică. E ciudat, dar oamenii reacționează la boala fizică în două moduri opuse. Unii reacționează socotind-o un mijloc al harului. David a spus: Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Psalmul 119 cu 67. În timp ce era bolnav, David a avut timp să se gândească mai bine și să se roage și să aștepte pe Domnul, ca să interpreteze apoi încercarea ca în mijloc de lucru al harului. Alții, de îndată ce sunt atinși de o încercare fizică, aruncă prosopul în ring. Unii oameni știu cum să folosească încercarea fizică. David a făcut-o. Înainte să fi fost smerit, am luat-o pe arătură. Am fost negligent. Când m-am îmbolnăvit, am avut timp să reconsider ce și de ce mi s-a întâmplat și mi-am îndreptat căile înaintea Domnului. În orice caz, regresul financiar sau afecțiunile fizice sunt pericole dar acest mic verset m-a mângâiat. Proverbe 24:10 Dacă dai înapoi în ziua necazului mică îți este putere Nu promite nimic ci doar face un comentariu nu prea amabil despre un om Totuși eu găsesc ajutor în acest verset Pericolul de a avea prea mult și pericolul ca dintr-o dată să nu mai ai destul sau pericolul de a fi sănătos și dintr-o dată să cazi bolnav sau să smoară cineva, aceste extreme au legătură unele cu altele. Una pare opusă celelalte, dar amândouă sunt periculoase. Împotriva lor avem nevoie de o stâncă și un adăpost, o cetățuie, un scut și o întăritură. Avem nevoie de ajutor împotriva leilor prosperității și adversității. Leul gras e prosperitatea, iar leul slăbănog și flămând e adversitatea. Amândoi sunt lei, și amândoi sunt surse de pericol. Cum să evităm aceste pericole? Eu vă ofer trei reguli. În primul rând, detașează-te complet de posesiunile pământești. Dacă nu ești detașat de posesiunile pământești, fiecare bănuț pe care îl acumulezi va fi o nenorocire pentru sufletul tău. Dacă ai o înțelegere cu Dumnezeu care merge până în profuzimea înțelegerii clare cu privire la cine este proprietarul tuturor lucrurilor, atunci bogățiile tale în creștere nu-ți vor dăuna de fel, că cele nu sunt ale tale. Tu doar le păstrezi pentru dătător. Dumnezeu le-a dat și tu le ții pentru el. Binecuvântat este omul care nu posedă nimic. Dacă nu posedăm nimic, Dumnezeu ne va permite să avem din belșug. Dacă posedăm ceva, vom fi blestemați de acel lucru. Deci, scoate-l în afara ta. Detașează-te complet de posesiunile pământești. Dacă ți se mărește salariul, înfioară-te. Dacă primești mai mulți bani, înfioară-te. Așteaptă-te la înfiorarea ce vine din posesiuni. 2. Rupete de captivitatea filozofiei lumești. Un adevărat creștin spune adio filozofiilor lumii și strădaniei de a ține cont de ce o să zică lumea. Lumea ne face să ne rușinăm dacă purtăm costum care nu e ultimul model. Ne este rușine să conducem o mașină care nu e nouă. Ne rușine să locuim într-o casă care nu ține pasul cu ultima monstruozitate grotească. Ne face să ne rușinăm să fim câtuși de puțin în urmă cu vremurile. Dar un om care e suficient de mare ca să știe că e deasupra vremurilor, este suficient de mare să îndrăznească să trăiască cu curaj așa cum dorește, la modă sau demodat. Nu este un act de neprihănire să fii demodat, după cum nu e un păcat să fii la modă. Gloria stă în a nu-ți păsa nici de una, nici de alta, ci în a zice: Voi trăi decent și respectabil, îmi voi vedea de drum fericit și nu îmi va păsa de ce va zice lumea. Lumea se va vârâ în noi încă de la grădiniță și ne face să ne rușinăm să purtăm haine prea lungi. Să ne fie rușine că nu avem o bicicletă și trebuie să fie cea mai grozavă. Orice am aveat trebuie să fie cel mai bun. Dacă nu scapi de prosperitate și adversități, te va face bucățele. Dacă vei scăpa de filozofiile lumii și vei îndrăzni să fii creștin, să stai pe propriile tale picioare, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, și să fii un creștin independent, nimic nu te va vătăma. Dumnezeu te va scoate dintre pietrele de moară. Isus n-a purtat niciodată o haină pe care să nu i-o fi făcut cineva. Isus n-a deținut niciodată nimic care să fi putut fi vândut la o licitație pentru mai mult de un dolar și jumătate. Și totuși, Isus a fost Domnul Slavei. Și bogățiile lumii erau ale lui. Ar fi putut vorbi pietrelor și ele s-ar fi transformat în aur. Ar fi putut vorbi copacilor și s-ar fi transformat în făină de pâine. Ar fi putut vorbi chiar aerului și ar fi suflat peste el bogății. Dar el a umblat calm, liniștit prin lume, lăsând în urma sa doar o cămașă. Dacă Dumnezeu ți-a dat posesiuni, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ele dar scapă de captivitatea filozofiilor lumii și lasă ca Dumnezeu să fie totul pentru tine. Dacă Dumnezeu este totul pentru tine, poți să ai toate celelalte și nu-ți vor face niciun rău. Dacă Dumnezeu înseamnă puțin sau nimic pentru tine, toate celelalte te vor vătăma. Și a treia regulă, acceptă-ți statutul de peregrin. Tu ești un peregrin, nu un rezident aici pe pământ. Ești doar în trecere, ești creștin. Nu ne facem cuib aici pentru inimă. La primăvară veți vedea o pasăre maro cu picățele pe piept și cu un cerc alb în jurul ochilor ei perfect rotunzi, scurmând prin tufișuri singurică. Va cânta cel mai tandru și dulce cântecel pe care l-ați auzit vreodată în viață. E vorba de Ovenbird, o pasăre migratoare din America de Nord ce iernează în America Centrală. Cântecul în zbor al acestei păsări este unul din cele mai mărețe sunete ce se pot auzi pe continentul nord-american. Dar în Chicago nu există ovenbird. Cele care vin aici sunt migratoare. Ele doar trec pe aici, din locul lor de baștină sau de iernat, și se opresc doar cât să-ți ofere o mică mostră din cântecul lor minunat. Ele sunt rușinoase, nu te poți apropia de ele, dar dacă chiar ai răbdare, le vei auzi cântând. Ele sunt în drum spre sud, spre nord, spre locurile de cuibărit unde își vor crește pui. Toamna următoare se vor întoarce iarăși să scurme sub ferestrele tale. Ele sunt păsări migratoare. Copiii lui Dumnezeu nu sunt păsări rezidente, ci păsări migratoare, ce trec din locul unde au fost spre locul unde vor fi. Unde se duc este desigur cerul Dumnezeului cel Atotputernic. Noi suntem păsări migratoare, suntem doar peregrini în trecere. Casa noastră nu este aici. Deci, chiar dacă avem niște lucruri, să le folosim cu reverență, mulțumire și înțelepciune. Să dăm și altora cu generozitate, scăpând de iubirea de lucruri, de părerile oamenilor și ale noastre înșine, de banii noștri, de hainele noastre și de posesiunile noastre. Noi suntem peregrini, și cel ce călăuzește prin aer zborul unei anumite păsări, ne va călăuzi și pe noi până vom ajunge în sfârșit la acele țărmuri ce sunt spălate de apa ce curge din tronul lui Dumnezeu. Merită fraților să așteptați.